Atleta Florentina Iusco de la CSM Deva, singura atletă din România care ar fi participat în două probe la Jocurile Olimpice de la Paris, nu va mai putea concura după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv, TAS, a confirmat astăzi parțial un apel al Agenției Mondiale Antidrog după un test pozitiv al sportivei la o substanță interzisă, scrie Reuters. Iusco, atletă care urma să evolueze la Paris la săritura în lungime și triplu salt, a fost testată pozitiv la furosemid, un diuretic pe lista interzisă, într-un control antidoping în afara competiției în luna aprilie anului trecut. Agenția Națională Antidoping a sancționat-o însă cu o mustrare și fără perioadă de ineligibilitate pe motiv că nu era vinovată sau nu a fost neglijența ei. Cu toate acestea, după ce Agenția Mondială Antidoping a făcut apel la această decizie, TAS a stabilit că Iusco a eșuat în demonstrarea standardului necesar pentru a-i se acorda statutul de nevinovat sau neglijență semnificativă și i-a impus o suspendare de 2 ani începând cu 1 februarie 2024. Consemnează jurnaliștii de la adevărul.ro. Prin suspendarea Florentinei Iusco, atletismul românesc rămâne cu 12 sportivi la Jocurile Olimpice, iar delegația României cu 106 sportivi.